Într-un clip anterior în care am spus cum am devenit eu cesaționist și calvinist, cineva spunea, a, păi ai devenit cesaționist prin oameni, măi, trebuia să rămâi la Biblie. Și unul zice, nu contează să fim calviniști, trebuie să fim creștini. Altul a zis, noi nu trebuie să citim nicio altă carte, trebuie să citim numai Biblia. Cumva dacă nu citeai alți oameni, citeai numai Biblia, rămâneai continuaționist. Credeai în vorbirea nimeni, în prorocie, darul de vindecare și așa mai departe. Dacă nu citeai altă carte decât Biblia, rămâneai continuaționist, credeai în continuitatea acestui daruri miraculoase și așa mai uh, departe. Da? Și unii zic că, domnule, de asta am devenit, uh, am devenit cesaționist, fiindcă am apelat la oameni și m-am bazat pe oameni. Aș vrea să răspund puțin, nu doar pe subiectul acesta al cesaționismului continuaționist, ci să răspund aceste idei pe care o consider extrem de periculoasă, păguboasă, falsă, greșită, eronată, din temelie, în întregime. Dragii mei, noi am fost mântuiți prin oameni. Și am putea să sară în sus și să spun, cum am fost mântuiți prin Duhul Sfânt? Da, am fost mântuiți prin Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt lucrează în oameni, Duhul Sfânt umple oameni, pecetulește oameni, călăuzește oameni, botează oameni. Duhul Sfânt folosește oameni, dă daruri oamenilor. Bisericii Domnului Iisus care este formată din oameni. Eu am fost mântuit printr-un om. Nu omul ăla m-a născut din nou, dar prin el. Prin el, prin oameni. Dumnezeu a lucrat prin părinții mei, a lucrat prin unchii mei, a lucrat prin frații mei de credință, a lucrat prin biserică care este formată din oameni, oameni peste tot. În cele mai importante momente ale mele, Dumnezeu a lucrat în viața mea prin oameni, mi-a vorbit prin oameni, m-a ghidat prin oameni, m-a ferit de pericole prin oameni. Da? Uitați-vă la viața dumneavoastră. Cât de mult se folosește Dumnezeu de oameni. Da? Unii ați devenit continuaționiști datorită oamenilor. Ați primit botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi într-un cadru în care erau mulți oameni. Ați primit învățătură de la oameni despre lucrul acesta. Și au pus unii oameni mâinile peste voi. V-au învățat unii oameni să repetați aleluia și slavă Domnului. Pe unii, nu pe toți. Da? V-au convins unii oameni de lucrurile acestea. Că nu te-ai născut crezând lucrurile astea. Le-ai auzit undeva de la niște oameni. Nu doar din Biblie, ci la niște oameni s-au explicat Biblia niște oameni, s-au tălmăcit Biblia niște oameni, te-au învățat Biblia niște oameni. Te-au încurajat să memorezi niște versete din scriptură niște oameni. Și așa mai departe. Oameni, 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 oameni. Înseamnă că experiența ta este reală, este falsă? Experiența ta cu Duhul sunt este falsă pentru că au fost niște oameni acolo? Pentru că te-au învățat niște oameni doctrina aceea? Pentru că ți-au explicat o niște oameni mântuirea ta care a survenit în urma rugăciunilor unor oameni, postului unor oameni, evanghelizărilor făcute din niște oameni, predicării unor oameni. Este ea falsă mântuirea ta doar pentru că Dumnezeu s-a folosit niște oameni? Vezi cât de bizar și de ridicol este să spui, Doamne, noi, ne, noi nu ne bazăm pe oameni. Sigur că nu ne bazăm mântuirea pe oameni și veșnicia pe oameni. Sigur că mântuirea noastră este bazată în totalitate pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu se folosește de oameni. Ei sunt niște instrumente, niște. Dumnezeu se... îi, îi. ne angrenează pe toți. Da? în lucrarea lui, în slujirea lui, în împărăția lui, în biserica lui. Dumnezeu se folosește de oameni, de oameni. S-a folosit și în cazul tău, s-a folosit și în cazul meu. O experiență nu este rea sau bună dacă Dumnezeu s-a folosit de oameni. O experiență nu este falsă sau autentică dacă Dumnezeu s-a folosit de oameni. Știi că o experiență este falsă sau adevărată dacă ea este validată sau invalidată de cuvântul lui Dumnezeu. Așa știi. Evident, depinde cum interpretezi Cuvântul lui Dumnezeu. Cum interpretezi Cuvântul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, nu. Unii zic, Doamne, de ce te numești tu calvinist? Că el a fost un om. El a fost un om. Bine, asta este subiectul altui uh, clip, dar ideea este aceeași. Că Domnul este un om, Calvin. Oricât de grozav a fost el, a fost un om. Sigur că a fost un om. Dar Dumnezeu a ales, în vremea respectivă, să se folosească pentru biserica lui de acest om, într-un mod cu totul extraordinar. Un om care a avut greșeli, șecuri, falimente, erori, doctrinare. Da. Dar Dumnezeu s-a folosit de un om. Iar eu mă bucur de înțelepciunea, de harul, de darurile, de experiența, de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o de-a lungul istoriei, nu doar în generația noastră, prin acești oameni. Și recunosc că Dumnezeu a lucrat prin Spurgeon, prin Martin Lloyd-Jones, prin Whitfield, prin Edwards, prin puritani, prin reformați, prin frați din toate denominațiile și așa mai departe. Deci recunosc lucrul acesta și celebrez lucrarea lui Dumnezeu oriunde o văd. Oriunde o văd. Deci, oamenii sunt importanți. Și mai ales oamenii prin care lucrează Dumnezeu. La revedere!